Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi jucăm Resident Evil 2. Sper că v-a plăcut și episodul trecut. Dacă vreți să mai vedeți și alte episoade, nu uitați să lăsați un like sau lăsați în rubrica de comentarii, pentru că probabil vor mai fi și altele. Jocul ăsta e foarte mare și avem un conținut pe care trebuie să-l parcurgem cumva, deși habar n-am cum o să facem asta. În episodul trecut am reușit să găsim valva aia pentru scurgere undeva la etaj, nu mai mi-aduc aminte exact pe unde. Trebuia să ajungem așa, frate. Trebuia să ajungem aici. Iar aici să folosim asta ca să putem trece mai departe. Ok, ok. Trebuie să vedem cum facem, pentru că nu mai avem deloc gloanțe. Ok, ok, praf de pușcă. Îl lutăm aici. Aici nimic. Da, se putea și mai bine totuși. Ok. Avem gloanțe de shotgun, doar că n-am reușit să luăm shotgun-ul. Oh, nu. Oh, nu, 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 nu. Oh, nu, 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 ce avem acolo? Nu, 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 nu. Shotgun, dar noi n-avem shotgun. Altă pudră. Inventory full. Trebuie să mai aruncăm din chestiile astea. Discard, discard. Îl punem aici. Să-l punem aici. Și îl și folosim. Am auzit ușa. Deci trebuie să ne grăbim. Nu, n-am auzit ușa, e bine. E bine, pentru că mai avem puțin timp. Trebuie să facem cumva, să facem rost de gloanțe. Ați văzut și voi ce afară. E nasol. E nasol. Habar n-am ce pot folosi aici. Se pare că nimic. Vedem, poate găsim ceva aici. O baterie. Extraordinar, aveam nevoie de o baterie. Deci n-am cuvinte să vă explic cât de tare aveam nevoie de o baterie. Aici totuși cred că am ajuns cam repede, pentru că mai erau câteva chestii de lutat. Pe undeva mai erau chestii de lutat. Ia să vedem. Extraordinar. Dar nu pot să-mi dau seama. Ăsta sper că e mort, frate. Alte gloanțe de shotgun, frate. Alte gloanțe, dar eu cred că nu s-a înțeles faptul că n-am shotgun. Ok. Ok, și unde ar trebui să pun ăsta? Ce să mai aruncăm de aici? Aruncăm, frate... Aruncăm crema asta, pentru că habar n-am ce ar putea să fac cu ea, nici nu pot să o arunc, e extraordinar. Bateria, să o arunc, cartea sau cleștele? Nu o să aruncăm nimic deocamdată. Vedem dacă putem fugi cumva. Eventual... poate mai găsim de lutat câte ceva, un glonț, 2, 3, 4. Nu mai mi-aduc aminte exact unde găseam keycard-ul ăla. În demo știu că l-am găsit, dar nu-mi dau seama acum Unde ar putea fi? Coborâm frumos. Am zis coborâm frumos. O să mai lăsăm câteva lucruri în cufărul ăla, ca să nu pierdem din ele. Ce să lăsăm noi aici? Păi, în primul rând, o să lăsăm... Ce o să lăsăm noi aici? Bună întrebare. Ce o să lăsăm noi aici? O să putem lăsa aici... Bateria asta o să lăsăm aici. O să lăsăm aici bateria și cheia asta, că nici asta nu cred că ne mai trebuie. Am plecat pe aici. Mai mergem o dată. Sunt sigur că o să găsim chestii pe aici. Ok, aici e ăla mortul, sper să rămână mort. Aoleu, tată, n-avem cum să fugim pe aici. Lăsați-mă în pace, bulangiilor. Au, au, au. Mamă, cum m-a țipat fraierul în urechi, că mi-a spart. Ah! Ah, m-a prins. Hai că am scăpat, și am scăpat bine. Unde am ajuns aici? Să-mi bat picioarele. Asta o punem frumos aici. Bun. Bun. Iar de aici, unde am putea ajunge? Să vedem. Aici cred că am luptat tot. 103, 102. Din câte mi-aduc eu aminte. Încercăm și noi să vedem ce mai putem obține pe aici. Ok, am deschis ceva. 107. Nici nu știu până la ce cifră era. Dar n-avem multe. Ok. Ok, am deschis ceva. 107 și 109. Sunt goale în pana mea. Frate, cum pot să deschid fix o cutie goală? Trebuie să recunosc, am trișat puțin și m-am uitat care ar fi codurile pentru lacăturile astea. NED și MRG. Asta e combinația. Nice. Ok. Și am putea să o combinăm cu pistolul. Frumos. Are și gloanțe. De unde poți afla și tu codurile? Trebuie să te uiți după nume, frate. După nume. M. R. Primele inițiale de nume. Și ai aflat codul. Trebuie să fugim repede de aici. Să ajungem undeva unde... Unde să putem luta cumva cardul ăla ca să ne luăm și noi o armă mai serioasă. Eventual, aoleu, pe acolo intră oamenii. Bine, oamenii e mult spus. Alte mortăciuni pe aici. Asta e tare neplăcut. Ok. Deci avem și noi niște gloanțe. Cred că era și cazul. Era și cazul să găsim niște gloanțe. Niște scândură, pe asta o luăm. Să facem două bucăți aici. Pe aici am fost. Ok, nu o să mai putem trece. Da, de aici am venit. În cazul ăsta o să mergem aici. Ohoho, am auzit ceva. Dar mai întâi de toate, keycardul ăsta chiar avem nevoie de el. Să-i punem și moșului ăsta cărțulia. Ok. Și acum trebuie să deschid o poartă ceva. Ne dă o... ne dă chestia asta. Star trebuie să fie o cheie, presupun. Ok. 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 Bun. Ah. M-a prins fraierul. Era fix după colț. Și ratangiu, am 3 gloanțe de toate și dau rateuri ca fraierul. Da, fix ca fraierul l-am dat. Bun, bun, bun. Și acum o să mergem în direcția asta cu armele încărcate frumos. O să mergem să mai lăsăm în cufăr câte un lucru, pentru că ne ocupă din inventar și nu avem loc. De exemplu, era planta aia acolo, chiar aș fi vrut să o iau, dar n-aveam un să o țin. Așa că lăsăm aici în cufăr, cufărul magic să-i zicem. Uite, de exemplu, chestia asta n-am de ce să o iau după mine. Nici bateria nu cred că am de ce să o iau după mine, deci lasă-le aici, frate. Lasă-le aici și mergem pe aici. Ah, pe ăsta nu l-am văzut. Pe ăsta nu l-am văzut. M-a surprins fraierul. Nu pun nimic. Ieșim aici. Cred că trebuie să ne întâlnim cu ăsta micu. Aoleu, ce mi-a dat-o fraierul. Aoleu. Au, au, au. Au, 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 ce mi-o dă. Atât a fost? Au, 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 ce m-a lovit grav. M-a lovit grav. Și se pare că nici bagheta aia nu mă ajută la ceva. Acum ar prinde bine ceva. Ceva ierburi, nu? Nimic? Aici ce face cheia asta? O să vedem noi după. Aici cred că am fost odată. Îi luta deja. Ăla cred că a fost primul boss. S-a simțit că are ceva în plus. Două bucăți și am rămas fără viață. Problema e că nu știu de unde aș putea găsi ceva să-mi revin acum. Ia să vedem. Nu, stăm prost are, stăm prost. Ia. Putem combina. Excelent, putem combina și am făcut gloanțe de shotgun. Dar eu am nevoie de ceva viață, frate. Ceva viață. Pe aici nu pot să merg. Pai, dar ce bine că i-am dat turul ăla. Ăla era un boss. Primul nu era cine știe ce boss, dar era mai boss ca mine, deci bine că l-am scos. Măi, aici mi-apare că ar putea fi gloanțe. Și chiar sunt. Ca să vezi. Ca să vezi că aici sunt gloanțe. Trebuie să luptăm cu grijă. Trebuie să luptăm cu grijă, dacă rămâne ceva după ne întoarcem și pierdem timp. Oh, ok, un spray din asta. Asta ne dă viață, să-l folosim ca să fim bine și noi. Aici nimic, doar o mică inundație. Ia să vedem ce ar mai putea fi. Dacă stai pe loc, ținta aia se așează direct pe cap și glonțul nu se merge așa împrășteat și ai un damage mult mai bun. Și pe aici nu prea avem unde să ne ducem. Din nou ieșirea de incendiu. Din nou ajungem în același punct. Din nou am fost aici la statuie. Din nou ajungem aici și nu avem chestia aia. Nu avem ce să punem acolo. Dar totuși, dacă luăm valva aia și încercăm să o aducem aici, nu mai știu exact unde era. Cred că trebuia să mergem. Ești bine, omule? Still alive. Ok, ok, ok. Mă bucur că ești bine. Bun, mai încercăm o dată. Parcă pe aici. Și aici încercăm să luăm valva aia. Patru scânduri de-astea. Tălea morții lor. Unde era valva aia, frate? Ok, am mai găsit ceva și aici. Ia să vedem. Ok, aici e cu cod. Habar n-am. Dar valva nu putem să o luăm înapoi? Am mai consumat și un golonț degeaba. De aici am luat ce am luat. Am luat o chestie. Space. Și cu buton. Una aici, să zicem. Una aici. Nu. Una aici, una aici. Una aici, una aici, nu. Una aici, una aici. Una aici, una aici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Una aici, nu. Una aici, una aici, una aici. Una aici, nu. Mai două morți, mă simt. Una aici. Una aici, una aici, una aici. Una aici, una aici. Nu-i. Una aici, una aici, una aici. Una aici, una aici și una aici și una aici. Și eu cu ce am făcut? Ok. Ne-a dat un buton. Pot să-l combinăm cu ceva. Și la ce ar trebui butonul ăsta? Ok, un buton. Ba, dar nu pot să cred că nu pot să-mi iau aia înapoi. Aș fi vrut să folosesc aia ca să deblochez țeava aia, un capăt sau ce naiba era. Păcat. Păcat, eu chiar am crezut că aș putea să folosesc aia. Totuși, dacă am luat butonul ăla, oare nu putem... Să vedem că am o idee. Era undeva ceva unde puteam pune noi puțină dinamită. Așa. Aici e dinamită. Avem chestia asta, o folosim. Și ce cu asta? Păi ia să vedem. Combin. Ia, use. Dar de ce nu merge chestia asta? Nu pot să-mi dau seama unde anume e problema cu bomba asta. Deci butoanele sunt aici. Nu pot să le Aici trebuie o baterie, frate. Și o baterie am lăsat-o acolo jos. Păi din cauza asta eu nu pot să detonez bomba. Să revenim imediat ce reușim să recuperăm bateria. Ca un puzzle, trebuie să o iei pas cu pas, trebuie să ai foarte multă răbdare. E un joc care are foarte mult content, dar e al naibii de greu. Să o punem frumos pe bombă. Ok. Use. Come on, my brother. Și acum așteptăm să bubuie. Au. Oh. Ok. M-am speriat, credeam că e ceva mai mare. Bun. Să ne uităm puțin, că nu mai mi-aduc aminte care era treaba cu... Ok, asta ce e aici? Asta e femeia. Femeie, arc și șarpe. Hai să vedem. Da, frate, asta era. Bun. Avem materialul, să zicem. Wow. Punem medalionul frumos și să vedem acum ce se întâmplă. Cinematic, așa. Find a way out, dar nu putem ieși pe aici? Ok. So it goes underground. That's it. That's our way out. Lieutenant Brenner! Marvin! Ia să vedem ce face Marvin. It's time to go. Nu prea pare viu. Marvin. We need to get you to a hospital right now. No, I... Save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. Marvin pare că ar vrea să se transforme și nu e bine. Late. Nu-i bine, ai dreptate, Marvin, dar gloanțele mi le dai totuși. But I could stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Am înțeles, am înțeles. Gata, gata, go, let's go. Tu timpul la mea. Dar gloanțele mi le dai totuși. Let you down, Marvin. Bun, aici ce mai avem? Avem ceva pudră. Pudră e bună. E un fel de cufăr. Ok, putem să le luăm de aici în cazul în care avem nevoie. Deci nu e o problemă faptul că le-am lutat acolo sus, le putem folosi și aici jos. Să vedem. Haide, domnul Kennedy, mai cu talent. Oh. Nu-mi place, nu-mi place. Ne ducem din ce în ce mai nasol și habar n-am ce ar putea fi pe aici. E prea liniște, nu, ceva nu e ok, e prea liniște. Da, nu știu ce o să facem, dar vedem noi în episodul următor. Cam asta a fost tot pentru azi. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like. În cazul în care vreți să mai vedeți și alte episoade și să știți când postăm ceva nou, nu uitați să activați notificările. Pe canal o să mai găsiți și alte episoade din Resident Evil sau un episod, dar probabil vor mai fi și altele. Episoade cu jocuri horror, episoade din Assassin's Creed, Shake it, like it, share it. Cam asta a fost tot pentru azi. Eu am fost George și v-am salutat. Ciao!